De fapt, ce faci? Acumulezi avere pe care tu o folosești pe o perioadă lungă de timp în a-ți satisface anumite nevoi. Dar pentru a acumula înseamnă munci când ești în forță și îți crește valoarea, pune bani deoparte și avea această bancă financiară, da? Cu banii pe care tu îi pui deoparte. La fel este și cu sănătatea. Fiecare zi pe care o trăiești sănătos din punct de vedere fizic, psihologic, emoțional și spiritual, adaugă zile, săptămâni, luni și ani în această bancă a timpului de om sănătos. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre Health is Wealth. Ce înseamnă sănătatea este bogăție? Am făcut o grămadă de subiecte și am inclus ideea de sănătate. Uite, astăzi am să detaliez un pic ce înseamnă să fii sănătos, pentru că de multe ori sănătatea este confundată cu sănătatea fizică. Sănătatea fizică nu este doar o parte din ce înseamnă a fi un om sănătos. Sănătate înseamnă și corp și minte și emoții și spirit sau suflet sau cum poți să o numești, cum numești tu. Dar înainte să începem acest episod, și eu zic că e bine să stai alături de mine pentru că e un subiect foarte, foarte fain, vreau să spun doar două, trei vorbe legate de ceea ce fac și bineînțeles o grămadă de informații le poți lua din social media, Google George Nedelcu și vezi unde te duce. Dar să știi că georgenedelcu.ro este site-ul pe care noi promovăm și trimitem toate informațiile care sunt necesare pentru cel care e interesat de ceea ce fac, că este vorba de programele de coaching, că este vorba de programul de mastermind pe care le facem și link-urile care duc către toate rețelele de socializare, plus cele două bucuri care le avem deocamdată și, bineînțeles, astăzi am aflat, 2 aprilie, că în foarte scurt timp vom avea și site-urile, cursurile sus pe site, pentru că au fost câteva provocări tehnice, am tot spus în podcasturile anterioare, de faptul că încă mai sunt câteva lucruri de rezolvat din punct de vedere tehnic. Dar să știți că s-au rezolvat, cel puțin eu zic că în câteva zile vor fi toate sus și funcționale, cu toată grafica și designul, mi-au promis colegii care se ocupă. Ok, astăzi vom vorbi despre... Și bineînțeles, uite, o scurtă paranteză, vreau să promovez foarte tare blogul pe care noi îl avem, pentru că se lucrează intens acolo, se fac tot felul de schițe, planuri de articole care să fie urcate cu CTF. Deci chiar este o muncă de echipă și mulțumesc echipei mele și colegilor mei pentru munca pe care o depunem, pentru a pune materiale pur și simplu și materiale gratuite. Atenție, inclusiv aceste podcasturi sunt gratuite, blogul este gratuit, o grămadă de materiale și o grămadă de content este gratuit. Este alegerea mea pentru care fac acest și investim atât de mult în social media. Obiectivul este clar de a trimite și a da mai departe mesajul meu și ceea ce facem și, bineînțeles, pentru a promova munca pe care o depunem și munca pe care eu o fac de zi cu zi. Așadar, oameni buni, astăzi vom vorbi despre Health is Wealth și o să vedem ce înseamnă această sănătate. Și vreau să fac un pic, că majoritatea s-am auzit și, bineînțeles, și eu am mai vorbit despre business, despre bani, despre ce înseamnă echilibru în diverse contexte. Și mult se vorbește despre bogăție, bani, să facem bani, să creștem, să dregem. Și am să vă dau o poveste legată de acest lucru și nu o să fie din amintiri din copilărie, o să fie o parte din amintiri din copilărie, dar să înțelegeți ce înseamnă un dezechilibru. Și am să vi-l dau din viața mea. N-am să vă spun că am contact și comunic prin programele de coaching cu foarte mulți oameni și știu foarte multe povești și aici este și lucrul meu și acolo sprijin în a pune pe o linie potrivit acest echilibru dintre corp, minte, emoții și spirit și las pe fiecare să hotărască ceea ce este potrivit pentru el, dar aici este și unul din rolurile mele. Și n-aș fi putut face acest lucru dacă nu aș fi un practician și dacă nu n-ar fi fost viața pentru mine un îndrumător extraordinar. Și bineînțeles, pentru că în urmă cu 12 ani nu aveam minte pe care o am astăzi clar și iară nimic nu este întâmplător pentru nimic, nici pentru mine, nici pentru voi, nu este nimic întâmplător. Din fiecare experiență noi învățăm și ne modelăm în fiecare zi, săptămână, an. Așa s-a întâmplat și pentru mine. Unii dintre voi care ați mai ascultat podcasturile mele am mai povestit acest lucru, cel puțin parțial, și am spus că la vârsta de 30 de ani am trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere sănătate, care a și durat aproape 2 ani de zile. Iar toată povestea asta, apropo de Health is Wealth,
La vremea respectivă, din punct de vedere financiar, stăteam foarte bine, businessurile mele mergeau foarte bine. Tocmai se născuse fetița mea, cea mare, da, și familia mea creștea, erau toate lucrurile în regulă. Cu spiritualitatea nu eram decât din ceea ce am învățat de la părinți și ceva de la bunica, deci nu aveam atât de multă conexiune cu divinitatea, așa cum o am astăzi și credințele mele, cum s-au amplificat în ultimii ani. Și partea de, să zic așa, body, evident, nu era deloc antrenată și funcțională, în sensul în care aveam 96 de kilograme, îmi cer scuze dacă mai bâzi, asta încerc să ridic microfonul un pic mai sus, 96 de kilograme aveam, mișcare nu făceam absolut deloc, singura mea mișcare era, și am țin minte că la un moment dat mi-a propus soția mea să mergem la, să facem o drumeție cu aia mică spre 7 scări și am spus că dacă pot să merg cu mașina până la 7 scări este perfect, pentru că nu vreau sub nicio formă să merg kilometrii pe jos. Eram și mare, eram și greu. Una peste alta, viața mea s-a schimbat și mă bucur că s-a schimbat și mă bucur că au venit acea perioadă de dificultăți fizice, pentru că am descoperit oameni minunați, am început să învăț, mi-a schimbat cu totul stilul de viață, viața mea este cu totul alta, sunt altă ființă astăzi, cu totul un alt om, cu totul altă ființă, s-a datorat acelor provocări, pentru că am învățat foarte multe lucruri și ca să pot să stau în fața voastră, în fața camerei, să fac, pardon, un podcast de 25 de minute în care să spun despre Healthy Swelled, odată că stă mărturie viața mea personală și stă mărturie viața câtorva sute de oameni care i-am ajutat și i-am sprijinit ultimii ani. Și de multe ori, pentru a putea sprijini un om, îl duci înapoi la coloana vertebrală, la centru, da? Unde, în afară de, dacă vrea să obține rezultate, oricine își dorește să obține rezultate, în primul rând trebuie să aibă și să aibă pentru, să-și crească și să-și dezvolte, pardon, pentru el, această sănătate. Iar sănătatea vine să completeze, așa cum spuneam la începutul acestui podcast, este legată de sănătatea fizică, sănătatea mentală, emoțională și spirit, bineînțeles, așa cum spuneam mai devreme, sau suflet. Iar aceste patru segmente ale sănătății, da, sau nu știu cum să numesc, dar deci în fiecare aspect al sănătății este de lucrat. Și primul lucru pe care, sau lucrul, nu-i faci măcar primul, este și singurul lucru pe care vreau să-l știți și la fel în drum, este că suntem direct răspunzători de acest lucru. Nu va veni un moment potrivit. De la anul mă apuc de alergat, de la anul mă apuc de slăbit, o să mai merg pe la biserică din când în când, nu încurajez, nu neapărat că încurajez, a fi spiritual nu înseamnă neapărat să fii și religios, adică să mergi la biserică, este o alegere personală, nu vreau să intru într-un debate cu cineva, fiecare își găsește într-un fel sau altul conexiunea cu Dumnezeu sau cu divinitatea sau cu inteligența infinită în felul său, e o poveste lungă și despre asta eu o să mai povestesc și o să mai fac podcast-uri cu siguranță. Dar ceea ce vreau să spun este că e important să fim răspunzători noi de această sănătate, că este, repet, fizică, emoțională, mentală și spirituală. Și asta, pentru asta am făcut o grămadă de materiale pe care le-am făcut cu tema mindset-ului, unde am vorbit despre, bineînțeles, dus în viață personală, dus în viață profesională, dus în relații, dus în mindset, ce înseamnă asta, am adus oameni alături de mine prin diferite interviuri, că este Loran, că sunt tineri, sunt oameni, a fost domnul Bucur de 83 de ani, am fost o grămadă de oameni experți în anumite domenii, că vorbim de sănătate, vorbim de sport, au fost antrenori sportivi, au fost specialiști în nutriție, au fost psihologi, au fost coach alături de mine. Nu pentru că n-aș putea să răspund și la anumite informații, dar am vrut să întăresc aceste informații de-a lungul timpului și să pun pe fiecare cei care urmăriți aceste materiale să înțelegeți că până la urmă este de datoria voastră și să fiți răspunzători de creșterea și dezvoltarea voastră pe aceste patru ani. Și asta de ce? Pentru că, apropo de perioada în care am trecut prin provocările de sănătate, degeaba aveam, business-ul mergea, relația era ok atâta vreme cât, din punct de vedere fizic, nu stăteam bine, din punct de vedere spiritual nu stăteam bine și chiar fizic, chiar la momentul respectiv, țin minte că eram dispus să plătesc absolut oricât cât să-mi refac sănătatea fizică și țin minte că plăteam la un moment dat undeva la 100-150 de euro pe zi tratamentele pe care le făceam. Îmi permiteam, nu aia era problema, dar anii sau cei 2 ani și ceva care i-am petrecut până când m-am echilibrat și mi-am revenit au fost foarte costisitori și îmi dădeam seama că de fapt
banii nu sunt totul și cu banii nu poți să cumperi sănătatea asta. Și chiar deși aveam medici foarte buni, aveam tratamente cele mai bune, aveam disponibilitate financiară, nu mă făceam bine, nu îmi treceau durerile, nu îmi treceau provocările. Deci asta a fost o chestie extraordinară. Până când bunul meu prieten Florin, cel pe care, de care am mai vorbit în anumite, în anumite podcast-uri, omul care eu și numesc îngerul meu, a venit și m-a trezit și de fapt trezirea a venit din moment, locul în care m-a făcut să înțeleg ce înseamnă această sănătate. Și bineînțeles, un alt lucru extrem de important a fost conectarea cu divinitatea și m-a trezit, aș putea spune, și mi-a îndreptat atenția și sufletul și inima și mintea în locul în care am înțeles ce înseamnă acest echilibru spiritual. Și în momentul în care am dobândit și am început să lucrez și în direcția aceasta și să-mi dau seama că sunt mai mult decât materie, sunt mai mult decât corpul la care vroiam cu orice preț să-l repar și să-l vinde cu bani, cu tot, am seama că vindecarea se produce în interior. Și când am început să lucrez inclusiv la interiorul meu, că vorbesc despre minte, vorbesc despre meditație și rugăciune, lucrurile au început să se schimbe în viața mea. Și din acest punct de vedere vreau să spun că aș vrea să transmit acest lucru cu drag. Dacă acest podcast te va ajuta într-o manieră sau vine și pică într-un moment în care nu știi cum să pui în ordine anumite lucruri, ține cont de acest mesaj, pentru că ești 100% responsabil de sănătatea ta. Și când spun sănătate, acest wealth is, asta, health is wealth, să știi că chiar este, din punctul meu de vedere, o bogăție. Pentru că imaginează-ți în felul următor. Poți să trăiești 70 de ani, 60-70 de ani și să spui, mi este suficient. Și ai putea să trăiești până la 120, așa cum se trăiește prin Sardinia, Japonia și în alte părți ale lumii, unde, mortalitatea este, adică vârsta în care, sau interval de vârstă în care se moare în acele zone, este undeva peste 100 de ani, 110-115 ani. Deci, ce este important și întrebarea este, dar de ce să trăiesc atâta? Păi, în primul și în primul rând, ai putea să trăiești atâta vreme cât ai o sănătate fizică foarte bună, o sănătate psihică foarte bună, o sănătate emoțională foarte bună, ai relații extraordinare cu soția, cu soțul, cu copiii, cu partenerul de viață, cu prietenii, da? Deci, ești bine acolo. Că ești împăcat cu divinitatea, ești acolo aliniat, înțelegi că ești mai mult decât corp și permanent ești, te conectezi la univers, la divinitate, la inteligență infinită, fiecare la Dumnezeu, fiecare cum o simte. De ce n-ai vrea să trăiești 120 de ani? Atâta vreme cât ești ok. O să spună cineva, pentru că mă plictisesc. Înseamnă că ai grijă ce... Care sunt lucrurile de care fugi? De ce nu-ți place viața? Viața ne-a fost dată cadou. Și mie și vouă, tuturor ne-a fost dată cadou și noi nu știm să primim acest cadou și nu știm să ne bucurăm de el. Dar responsabili de sănătatea noastră suntem noi, oameni buni. Responsabili de sănătatea noastră suntem noi. Așa cum nu-mi spune nimeni să ies din casă la alergat sau să fac mișcare, nimeni nu spune că trebuie să am grijă la ce cărți citesc, ce fel de materiale mă documentez, am spus-o și în alte materiale, pur și simplu eu cred că dincolo de deciziile mele am fost și ghidat, am renunțat cu mult timp în urmă, 20 ceva de ani să mă uit la televizor, când acum este deja, de fapt de câțiva ani este o propaganda de a nu se uita, de nu mă uita la televizor, dar eu am renunțat încă de copil să nu mă mai de adolescent, aș putea spune, să mă uit la televizor. Nimeni nu spune că să am grijă la oamenii de care mă înconjor. Am foarte mare grijă de oamenii care mă înconjor, pentru că suntem mai mult decât cuvinte și corp, suntem și energie. Și oamenii care poartă cu ei energie negativă, sau anumite convingeri și așa mai departe, te pot influența. O să spui, da, eu sunt puternic spiritual și puternic dezvoltat. Da, este foarte adevărat, nu mă las atașat, dar pot să aleg cum și cât timp să-mi petrec alături de acești oameni. De ce? Pentru că pur și simplu am grijă de sănătatea mea emoțională și caut să mă înconjur de oameni care îmi bucură inima, sunt oameni pe care pot să-i sprijin, sunt oameni cu care simt că rezonez din fiecare celulă, fiecare punctulez din corpul meu se conectează la acești oameni și mă bucur din inimă. Și pur și simplu este o alegere personală. Pe de altă parte, nu există dimineață în care să nu fac meditația, nu există zi în care, într-un fel sau altul să mă conectez la divinitate, să nu găsesc un om sau o persoană care să vorbesc despre acest lucru și să știm că vin și transmit din interior și din sufletul meu ceea ce am de transmis. Dar bogăția de sănătate fizică, bogăția de sănătate mentală și emoțională și în egală măsură spirituală este o formă prin care tu acumulezi. Această bogăție de sănătate tu acumulezi. Cu cât faci mai multă mișcare și sport, tu acumulezi mai multă energie și pregătire fizică, unde nu excludem apa, nu excludem somnul, nu excludem alimentația potrivită. Deci cu cât am grijă mai mult de aceste lucruri, că este vorba de atenție, de
fizic, la minte, eu știu, ce cărți citesc, ce fel de educație mă fac și cum îmi lucrez la mindset-ul meu, la emoțional, repet, ce fel de oameni și toate celelalte, eu de fapt ce cumpăr? Eu cumpăr timp. Iar în momentul în care vorbim despre singurul lucru care este cel mai prețios pe lumea asta, este timpul. Iar dacă cineva îmi spune că nu, oricine, sunt oameni care au pierdut tot în viață, de la, și nu vorbim numai financiar, vorbim inclusiv familie și așa mai departe, și-au refăcut viața. Astea se pot reface, atâta vreme cât tu ești sănătos din toate punctele de vedere. Emoțional, fizic, pardon, mental, emoțional și spiritual. Deci cu cât ești sănătos din aceste patru aspecte, cu cât ești, aceste patru aspecte ale vieții tale sunt puse în ordine, poți să treci peste orice. Un eșec, îl refaci, o viață, o relație eșuată, ți-o refaci. Eu știu, n-ai terminat școala și facultatea, nu știu când era ocazia. Nu e nicio problemă, până la sfârșitul vieții poți să faci 8 facultăți, nu este niciun fel de problemă. Totul se poate repara, atâta vreme cât ai timp. Iar această bancă de timp la care vrei să contribui, dacă vorbim de health is wealth, până în urmă health înseamnă timpul a unui corp, minte, spirit și emoții sănătoase, la care tu adaugi este ceea ce faci pe parcursul vieții. Așadar, aș recomanda să iei în calcul acest podcast ca fiind un mesaj sau un îndemn la acțiune. Uită-te și vezi cum arată corpul tău. Dacă, eu știu, faci mișcare suficient, bei apă suficient, eu știu, ai grijă de ce mănânci, da? Vezi din punct de vedere minte, ce cărți citești, cât ai studiat, ce învăți, de unde înveți, te dezvolți din punct de vedere intelectual, din punct de vedere psihologic, ce înseamnă emoții, ce fel de oameni ai în jur, ce fel de discuții de calitate ai, ce emoții îți transmit oamenii din jurul tău, ce emoții transmiți tu. Atenție că și a fi pozitiv sau negativ tot de tine depinde și bineînțeles conexiunea cu divinitatea, cât de aproape ești de și te conectezi la divinitate, care nu este foarte complicat, nu ai nevoie de un loc anume, nu ai nevoie de biserică, ai nevoie de tine și ai nevoie de credință puternică. Iar această credință ne-a fost dată tuturor. Este alegerea noastră ce credem. Dar atâta vreme, cred că cel mai bun mod prin care aș putea să-ți transmit mesajul ăsta este să te duci tu cu mintea la acele zile în care ai simțit că a fost o zi perfectă în viața ta. Și pentru fiecare dintre noi, sigur, au fost momente de zile perfecte. Cum era? Zile perfecte de soare. Sau cum era? Cred că Valentine Delco a spus, are el o vorbă legată de asta. Zile perfecte de vară. Sau o chestie de genul ăsta. Oricum, gândește-te la cele zile perfecte din viața ta, în care sănătate, te simțeai în vigoare din punct de vedere psihologic, aveai totul, iar așa, ai avut o discuție extraordinară, ai simțit că ai contribuit, ce știu, emoțional, spiritual, ai simțit, totul a fost aliniat perfect. Lasă acele momente. No. Pentru acea moment, pentru acea stare, este acel lucru de care trebuie să lucrezi permanent. Și dacă ne întoarcem la bogăție, bogăția, repet, și cred că am mai făcut subiectul acesta, nu vine dintr-un câștig imediat la loto sau dintr-o dată la loto, că asta de cele mai multe ori duce la provocări mai mari. Atâta vreme când nu ești antrenat și nu ești pregătit să știi ce să faci cu banii respectivi. De fapt, ce faci? Acumulezi avere pe care tu o folosești pe o perioadă lungă de timp în a-ți satisface anumite nevoi. Dar pentru a acumula înseamnă munci când ești în forță și îți crește valoarea, pune bani deoparte și avea această bancă financiară, da? Cu banii pe care tu îi pui deoparte. La fel este și cu sănătatea. Fiecare zi pe care o trăiești sănătos din punct de vedere fizic, psihologic, emoțional și spiritual, adaugă zile, săptămâni, luni și ani în această bancă a timpului de om sănătos. Și asta este un lucru fantastic. Iar un exemplu foarte bun, uite că îmi vine acum în minte în timp ce vă povestesc chestia asta, este bunica mea, face 90 de ani. 90 de ani anul ăsta. Anul ăsta împlinește 90 de ani bunica mea. Și este o femeie extraordinar de sănătoasă, este o femeie cu niște principii extraordinare din punct de vedere și a ținut posturile, ea are grijă cu ce mănâncă și așa mai departe. Nu a fost o femeie care să bârfească, n-a fost o femeie care să intre tot timpul în poveste de când eram copil. O ții minte că îmi povestea întotdeauna că nu-i plăcea să stea pe marginea, pe balustradă acolo sau pe bancă pe lângă bloc și să vorbească cu vecinii dacă era ceva de povestit. De multe ori o vedeam necăjită când vinea cineva și bârfea într-un fel sau altul de el de altcineva. Deci pur și simplu s-a protejat maxim de aceste lucruri, inclusiv după moartea bunicului meu, din păcate, destul de devreme pentru relația lor, în urma unui accident. Ea a spus că ea nu mai vrea să se mărite. Nu înseamnă că e bine sau e rău, nu vreau să transmit niciun fel de mesaj, dar pur și simplu pentru ea iubirea însemna acest om, așa cu educația pe care a avut-o ea și cu credințele ei.
regularitatea cu care mergea la biserică, credința ei și toate, așa cum vede ea, cum a văzut ea ce înseamnă echilibru spiritual. Pe lângă faptul, apropo de emoții, un alt echilibru emoțional pe care îl vedeam la ea erau mesele sau întâlnirile cu familia pe care le organiza și au fost destul de intense pe vremea când era și bunicul și în povestea aia. Deci, cumva până la urmă, nu ai de învățat din cărți, adică te ajută și cărțile, te ajută și, uite, podcasturile, te ajută informația asta. Sunt variante și variante, da? Dacă ai un om, pentru mine bunica mea este, poate să fie un exemplu și cred că și alți oameni care, cu care am mai povestit și, uite, uitați-vă și la podcastul cu domnul Bucur, dar l-am întrebat, am adresat câteva întrebări extraordinare care să înțeleg, apropo de principii, valori, care să vă dea și să ne dea informații legate de cum și-a trăit viața până la 83 de ani. În esență sunt aceste lucruri simple, nu sunt complicate. La sfârșitul vieții nu te întreabă nimeni și nici nu contează câți bani ai, nici nu contează absolut nimic. Astea contează în măsura în care, eu știu, cum a spus-o la un moment dat cineva, poate să țină scorul, da? Faptul că tu ți-ai folosit inteligența, dar și asta... Și asta nu este 100% influențată de tine, pentru că într-un fel sau altul lucrurile care ni se întâmplă în viață, eu sunt de părere că vin către noi într-o înțesare, aș putea spune, perfectă. Poate lucrurile pe care tu le câștigi, lucrurile pe care le ai, talentul pe care le ai și îl dezvolți, lucrurile pe care le câștigi, nu sunt numai pentru tine. Din ce motiv crezi că, eu știu, Warren Buffett, Bill Gates și mai știu care și-au donat averile de nu știu câte ori? Pentru că în contextul ăsta au fost date lor pentru că oamenii aceștia au putut contribui. Universul a avut grijă să le dea lor să creeze inclusiv anumite produse, servicii și mai departe, iar cu banii respectiv să echilibreze această lume dezechilibrată a oamenilor bogați cu oamenilor sărași, dau un exemplu, sau a zonelor defavorizate. Eu nu vreau să intru în niciun fel de polemică și cred că să poți să înțelegi ce am spus acum câteva secunde, îți trebuie niște ani în viața asta, îți trebuie să înțelegi anumite lucruri și să vezi cam cum funcționează lucrurile în lume. Iar eu cred că, până la urmă, lucru pe care îl caută și inclusiv natura, inclusiv universul acesta, este gândit într-un echilibru perfect. Și dacă stăm să ne gândim, până la urmă, noi să fim responsabili de echilibrul nostru, să împărtășim cât putem de mult, eu știu, către ceilalți acest echilibru, iar dacă primim cu drag mai mult dintr-un anumit aspect, nu știu, puternic emoțional, sunt oameni care sunt puternic emoțional, știu cum să facă, conectează cu oamenii, să sprijine, să manifeste iubire. Sunt oameni puternic spiritual, care sunt mai puternic decât alții, care ce fac? Îi ajută și sprijină pe alții să se ridice spiritual. Acolo poate să intre, eu știu, preoți, poate să intre călugări, poate să intre oameni efectiv puternic spiritual. Sunt oameni care sunt puternic fizic, antrenori de fitness, eu știu, oameni care au și înțeleg ce înseamnă partea asta de corp și sănătatea corpului. Și mai sunt alți oameni care sunt și poate să lucreze cu sănătatea minții și știu cum să lucreze cu mintea. Acolo mi-am concentrat atenția o parte din timp. Iar acum, din punctul meu de vedere, mă duc foarte tare către emoție, mă duc foarte tare către spirit, pentru că vreau să vorbesc dintr-un loc de echilibru și pentru asta înseamnă că inclusiv eu mă dezvolt. Dar cu cât îți dezvolți mai mult și dai mai departe, înseamnă că tu păstrezi într-un fel sau altul echilibru. Dincolo de faptul că este și pentru tine. Și practic te ajută să adaugi acest timp în banca ta de sănătate. Așadar, oameni buni, health is wealth din punctul meu de vedere și bogăția aceasta și timpul pe care tu îl cumperi cu sănătatea îți permite să faci o grămadă de lucruri frumoase în viață. Și ai o grămadă de timp la dispoziție, crede-mă, chiar dacă am 42 de ani, din punctul meu de vedere sunt în prima parte a vieții, așa cum dacă ești tânăr, bucură-te de timpul pe care îl experimentezi, bucură-te de succes, bucură-te de eșec, ai o grămadă de timp în față să greșești, să faci diferit, atâta vreme cât înțelegi că de fapt bogăția stă în această sănătate și în acest echilibru. Da? Și dacă ești tânăr, ia aminte, înregistrează, marchează acest podcast și această informație și mai treci-o prin audiția ta câteodată, chiar dacă ești tânăr, dar și dacă nu ești tânăr, și uită-te la viața ta și vezi în care area vieții tale ai de lucrat. Și încearcă pentru o perioadă de, nu știu, 3 săptămâni, o lună de zile, 2 luni de zile. Încearcă să te pui în ordine cu aceste 3 lucruri și vezi dacă se întâmplă modificări. Și dacă se întâmplă modificări și se întâmplă ceva miraculos, da? Sau ceva minunat în viața ta, atunci să începi să crezi în tine mai mult decât ai crezut vreodată și mai mult decât atât, dacă vezi că funcționează pentru tine, promite-ți ție și promite-mi și mie dacă poți să dai mai departe, să ajungi tu pe altcineva. De ce? Pentru că despre asta înseamnă când ai să dai. Și acum aici te las cu acest gând și indiferent de ceea ce faci în viața ta, tot ceea ce obții
vezi dacă poți să dai mai departe. În primul rând, fă mai întâi pentru tine, fă să funcționeze, să ai certitudinea că ești aliniat și echilibrat, după care dă mai departe. Dragii mei, astea fiind spuse, acesta a fost podcastul de astăzi. Vă doresc o zi superbă, soare în suflet, o minte luminată și sclipitoare, un corp senzațional și, bineînțeles, să duceți spiritul până la cer. Toate cele bune, oameni buni, și ne auzim și ne vedem curând. O zi superbă!